Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Rapidulețul. Din păcate, nu e ce trebuie în acest moment, însă cred eu că putem să revenim acolo, mai ales că avem un meci în minus față de CFR Cluj. Putem egala la puncte dacă vom câștiga primul meci de astăzi, așadar putem repara astăzi destul de ușor. Data trecută, un 2-2 cu Craiova nu ne-a dat speranțe foarte mari pentru ceea ce urma, însă le descurcăm senzațional și scoate Bayernul pe Allianz Arena cu 3-1, după terminăm episodul cu un 4-2 cu FCSB. Astăzi avem trei meciuri în deplasare, jucăm la Constanța cu Farul, jucăm pe Teatrul Viselor cu Man United și la Cluj cu CFR. Dar dacă vom câștiga cele două meciuri de Liga 1, putem urca pe prima poziție astăzi, însă avem un meci extrem de greu pe Teatrul Viselor. Trebuie să încercăm să scoatem un rezultat bun și la acel meci. Intrăm cu rezervele, clar, în Liga 1 astăzi. Sper eu să reușim două meciuri bune și să revenim acolo pe prima poziție, pentru că avem nevoie de rezultate pozitive astăzi. De fapt, avem nevoie de două victorii pentru a reveni pe prima poziție. Sezonul nostru de Liga 1 a fost unul foarte slab în acest an și da, trebuie să reparăm acum pe final în play-off. Clar, ne dorim și în acest an să luăm campionatul și, așa cum am spus încă de la început, obiectivul pentru ce a fost este clar finala, și dar nu acceptăm alte rezultate astăzi decât rezultate care să ne permită să ne gândim cu credere la viitor. Pentru că tot e vorba de viitor, întâlnim o echipă fostă viitorul, care cum se numește Farul Constanța. Plec pasă aici în adâncime, Petre, blocat de două ori, din nou Petre, prin zonă. Foarte arțăgos acest Petre, a încercat o dată înainte, a încercat și a doua oară înainte, a încercat și a treia oară și era să înscrie. Recuperează aici Beck în bandă, depășește foarte ușor acolo pe Pirola, casat pentru Ciobanu, numește Petre. Și le îmbogar de aici, Albu scoate în dreapta pentru Caramoco, pasă în adâncime pentru Rashad, preia foarte bine Rashad aici și putem avea un atac foarte bun. Rashad se e blocat acolo, se întoarce Rashad, joacă aici cu Metiniu, primește Rareșilie, se întoarce bine cu fața Rareșilie și ce șut prinde Rareș. Cu stângul aproape de vincul, nicio șansă pentru Ioan. Începem bine, minutul 14. 1-0 la Constanța. O gură de aer mare această victorie, pentru că e clar, venim acolo lângă CFR și putem juca de la egal la egal meciul decisiv cu ei. Dar nu e nimic jucat deocamdată, mă aștept ca Farul să răspundă și să caute să de lovitura astăzi. Nu e într-o formă rea deloc Farul, sunt la 3 puncte spatele nostru în play-off, așadar trebuie să fim atenți cu ei. Ciobanu joacă aici cu Castanie, dar Morales dă la poartă pe Bazonu. Vinde Bazonu acolo, se degajează greșit, mare parte Ciobanu. Ce se întâmplă cu apărarea noastră, nu înțeleg. Așa, tătăria foarte bine aici, mă, așa, pe lângă adversar. Are spațiu Rashad în fața porții pentru 2-0. Ghindă face 2-0. Bun contraatacul. Se descurcă excelent aici Rashad și scoate perfect acolo pentru Ghindă, iar șutul este perfect. Fără greșeală aici Ghindă. Ajunge fruntașul nostru stânga la finaliza aici, ce este important. Primul gol în 30 de meciuri pentru Rapid. Foarte interesant această statistică. Beck. Am ajuns într-un moment în care avem nevoie ca toată lumea să joace foarte bine. Și mă bucur faptul că fruntașul stânga marchează într-un asemenea meci. Morales. Întoarce aici la casa, ține bine de minge, mare poartă, caută, pasă la vecine acolo, Petre, însă închide un pic. Justin scoate bine aici cu Caramoco,
E așat și privește. Așa, când avem o continuare, vine aici Albu. Albu carcă acolo pentru 3-0. Cred că vine acolo să aici atacul. Ture! Marchează cu poarta acolo, practic acolo. Și drept n-am vrut să pasez acolo, am vrut să calc aici pentru Rare și Lie, însă vede și mai bine Albu acolo pe Ture, într-o poziție perfectă. 3-0 cu 34, așadar un meci foarte bun. Începem perfect, practic, acest episod. Ciuban joacă în centru cu Castania, dar trimite în stânga la Morelos. Reușim să blocăm acolo prin Justin. Metinio. Albo în stânga la Ghinto. Nu sunt penibil. Vreau să ridic 3 metri și 1. Da, am vrut să dau pas după m-am răzgândit, iar după când am dat drumul era deja prea târziu, erau 3 metri. Avansa acolo pentru Rai și Lie. Morelos în fața porții, respinge Ghindo foarte bine. Bun, bun meciul făcut de Ghindo cu golul marcat. Are aici o intervenție cât un gol. Albu pentru Rare și Lie, îl găsește pe Rashad, bună preluarea lui Rashad. Lansează Rashad, întoarce la Karamoko, Karamoko și blocat. Nu rămâne mingea la mea acolo. 3-0 pauză. Sincer, nu știu să avem un meci așa de ușor. Deși dacă te uiți un pic la statistică, Farul nu a stat atât de rău, însă am arătat noi perfect pe faza ofensivă. Clar, aici s-a făcut diferența în faza ofensivă. Noi am marcat cam tot ce am avut. Justin schimbă partea aici, Albu. În stânga pentru Ghindo, trece Ghindo foarte frumos aici, Ghindo. Lansează Ghindo. Centrarea lui Ghindo, Ioan îi prinde. Prea important aceea pe centrare. Ciobanu pentru Castaneda. Morales. Pleacă Petre bine aici în aruncime. Întoarce la Morales, din nou Petre. Întoarce din nou Petre la Morales. Petre. Ana nu. Morales. Morales! Ce foarte bine șutul. Ciudat aici șutul ăsta lui Morales se duce bine. Surprins aici Bazo și se face 3-1. Nu știu ce s-a întâmplat cu apărarea noastră, dar ne-am dat la o parte practic cu toții. 3-1. Pe goluri, Morales în 33 de minuturi. Nu e rău. Pentru Liga 1 nu e rău deloc. Karamoko, excelent Karamoko, aici depășește doi adversari foarte, foarte bine. Karamoko, 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 îl găsește pe Ture acolo, însă e blocat Ture foarte ușor. Petre, Bec, Castaneda vrea bine și pasează cu Morales. Ana nu. Urcă fundașul stânga să ajute aici în ofensivă. Ana nu, vine, vine pe urmă Justin și închide acolo. Bugarde pentru Albu. Albu se întoarce și îl găsește aici pe Ture cu această pasă. Așteptăm continuare, vine Albu acolo și pleacă în adâncime. Albu în fața porții, câte pasă. Foarte bună aruncarea lui Ioani pentru Ciobanu, Petre. Morales. Ana nu. Blocat aici, Ana nu, Recaramoto, însă iese în afară mingea. Ultimele 20 de minute, hai să fim atenți, dacă se face 3-2, se poate schimba jocul total în defavoarea noastră, bineînțeles. Justin recuperează acolo, Karamoko pentru Albu,
Bună de viera pentru Metinio, mai departe stânga, Ghindo are spațiu foarte mare, cere Albu acolo și primește, Albu excelent de mâneasă. De viera aici pentru Grameni, Petre, de viera mai departe pentru excelent Justin Che. Tecrin perfect, ca la carte. Dacă am acum. Mai atent, haide mai atent. Asta mi-a dat Morales, Petre, în zona centrală, Petre, schimbă poate aici cu Beck, excelent, Ghindo. Are și Lie din primul aici pentru Ture, mai departe Rashad. Rashad, închis acolo Rashad, însă vine, bine, Ture, scoate Ion. Trebuie să ne distanțăm din nou aici. Metinio. Metinio! Se întinde Ioan și scoate. Pic mai e multă tărie a acestui șut de Reș. Hei, hei! Nu se dă nimic aici. Și să blocăm și recuperăm până la Justin joacă cu Karamoko. Cererea așa de aici în adâncime. Așa. Excelent, Dusoi, ok, de acolo. Exact, în direcția în care m-am dus eu, Dusoi era de la pregătit. Mo Vitales. Schimbat, a intrat Vitales în locul lui Morales, pare. Reușim să respingem, rămâne mingea acolo, dar ei, Ciuban în fața porții, Bogande și scăpă. Începe bine, 3-1 la Constanța cu viitorul, viitorul cu fara, fosta viitorului. Da. Un meci echilibrat, însă până la urmă calitatea noastră în ofensivă face diferența și mergem cu un moral bun pe Teatrul Viselor, dar va fi cu totul altceva. Calitate mult, mult superioară pentru adversari. Însă trebuie să încercăm să dăm lovitura pe Teatrul Viselor. Acest sfert de finală cu Man United. Mă gândesc dacă scoatem un 0-0, un, chiar și un 0 pentru Man United nu e rău, pentru că se va decide totul în Giulești și putem să scoatem un rezultat mare în Giulești. La fel ca și anul trecut, am eliminat echipe imense în Giulești, așadar, de ce nu? Să visăm și la eliminarea celor de la United. De Gea, Trippier, Varane, Felipe, Telles, Schlager, Suchek, Rashford, Fernandez, Sancho și Haaland în atac. Wow! Wow! Ce meci, ce meci ne așteaptă! Ce meci ne așteaptă pe Teatrul Viselor! Să vedem dacă va fi un vis frumos pentru noi acest meci sau un vis negru de uitat. Mă gândesc să încerc un pressing agresiv din start, să surprindem un pic, pentru că e clar greu, greu de crezut că noi putem să ținem ritmul cu Man United. Liderul competiției, Ricky Reid, Ricky Jane Jones, 17 goluri, iar recordul acestei competiții este de 17 goluri, așadar, dacă va marca pe Teatrul Viselor, Ricky va sparge acel record. Ce meci, ce sfert de finală, întâlnim Man United. Ce jucători, ce jucători ale Man United. Vedem dincolo Barça, Juve, Dortmund, Liverpool și PSG, Atletic, celelalte sferturi de finală.
Ce pe meciul pe Teatrul Veselău și hai să dăm drumul la pressing încă din start. Dar cred că numai așa putem face față acestei echipe, încercând din start pe atac. Altfel va fi greu să ținem ritmul. Xaver, ce rează Xaver aici, în zona centrală, creșește, recuperează Mihaila. Să în diagonală în loc de Lidia aici însă a dat Box the Greats Ricky J. Jones, da, printre cei mai buni atacanți în istoria Champions League. Bună pasă asta, hai de Box. Ce intervenția lui Tereș aici. Perfectă intervenția lui Tereș. Aruncă Mihaila Drăgușin. Din nou Mihaila întoarce la Drăgușin. Ghiță. Lansează Ghiță. Deja bine aici Sefer pentru Acrepulia. Acrepulia pentru Mihailă. Pali Mihailă face 1-0 pe Teatrul Viselor. Începem perfect. Debut senzațional. Cât de bine se demarcă aici Vali, vine și pasă de la Crăculia și finalizarea este perfectă. Liniște, liniște pe Teatrul Viselor. De Gea este învins de Vali Mihaila. Debut perfect. Trage mai adânc în piept, e clar. Nu e nimic jucat, de-abia începutul meciului, însă contează mult acest gol. Sancho. Saver. Sancho joacă cu Teleș, din nou Sancho. Mergeam pentru Bruno Fernandes, Erling Haaland. Întoarce aici pentru Suchek, din nou Haaland. Te lovești de zid, am băgat tecnic, ce tecnic să faci? Te lovești de zid deja, nu? O, Suchek aici, da, bazul, ușor s-a distrus aici Suchek și a avut o situație foarte bună aici. Să nu atenți, Haaland, a prins de bazul, să arată colții Man United. Sefer pentru Băluță. Băluță, se descurcă bine Băluță aici. Băluță, Băluță. Cum să crezi? Ce ocazie am ratat aici. Lovim vara. Am așezat acolo pentru băieții care veneau cu doar a doua. Însă lovim bara. Sancho recuperează aici. Trece Sancho. Drăgușin închide acolo perfect. Și vă loc blochează. Câtă calitate are echipa asta. Teleș. Trece Teleș, Sancho din nou, Teleș, Drăgușin, cum a rămas acolo Teleș la minge, cum? Sancho, trece Sancho! Ce intervenție are bazinul lui. La execuția lui Marcus Rashford. Dar cum a rămas acolo la minge, n-am înțeles. E excelent bazul. Puteam să facem 2-0 mai devreme. Felipe finalizează aici cu capul. Scăpăm de acest pressing al celor de la United. Acest forcing. Crepulia pentru Ricky. Să dăm drumul mai repede, greșește acolo Crepulia și Rashford pleacă pe contraatac. Întoarce Rashford de la Suchek. Suchek pentru Bruno. Excelent Drăgușin. Excelent Drăgușin acolo. Drăgușin scoate bine pentru Băluță. Ce bine ieșit din defensivă. Sefer. Este Sefer aici. Sefer în adâncime acolo. Însă a blocat pasă. Și nu contra Man United. Da, noi suntem echipa care... Da! Dacă Crepulia, echipa care încearcă să atace și Man United să contraatace.
Nu intră acolo pasa. Ce bine a intervenit că Saver. Treleș. Saver din nou. Intră la cabine cu 1-0. Putea fi 2-0 pentru noi, dar putea și mai mult să egaleze. Ocazii mari ratate de Man United, foarte bine a stat în poartă bazul. O primă repriză bună, însă trebuia să profităm de ocazia aia. Ce ocazie am ratat acolo. A lovit însă bară la acea fază. Nimic. Vine următoare. Hai să-i atragem un pic în capcan aici. Bazul nou. Pizza pentru băluță. Oh, nu! Da! Ce gafă am făcut aici! Ce gafă am făcut aici! Ne salvează bazonul din nou în fața lui Haaland. Asta ne adâncim aici pentru Bruno. Bruno în fața porții! Incredibilă intervenția lui Ghiță aici cu păcălul. Crește presiunea la poarta noastră. Centrare pe bara a doua. Din nou finalizează Felipe cu capul la această poartă aici. Nu e corner din nou? De ce corner poartă? Că el a dat. Haaland scoate bazonul din nou. Trebuie să fie mai atenți, ia să fie mai atenți. Nu câștigă niciun duel la cap. La luat bazonul. Aici am atins bazonul aici. Mihail Bibua pentru Boboc. Ține mingea în teren Boboc. Pasează cu Mambimbi. 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 Mai departe aici pentru Sefer. Sefer scoate de Hea. Cate pasa lui Sefer aici de Felipe. Bruno. Se joacă pe contre. Haaland. Sancho. Rashford. Haaland. Bruno Fernandes pentru Sancho. Sancho joacă aici, este gă cu Alex Teles, Alex Teles, Teles. Sancho rămâne acolo la minge, intervine însă dă gușit perfect. Hai să nu ne grăbim. Hai să nu ne grăbim. Bazonul calm cu Drăgușit. Boboc din primul aici pentru Sefer. Are spațiu Sefer. Să e blocat acolo Sefer și pleacă mai bine pe unul contra. Bruno pentru Erling Haaland în adâncime. Haaland! Asta e mult. Am ezitat să ies aici cu portarul mai repede. M-am gândit că poate reușim să-l ajungem din urmă, să... Ce să ajungem din urmă cu Ghiță? Gol pe contra-atac, Man United. Gol pe contra-atac. Dar dacă nu era greșeala aia noastră... Stai. Am avut să facem 2-0, am ratat. Aici o comitem și Man United de la lovitura. Ricky se duce cu fața. Ricky! Ricky! Scoate de Hea. Sefer. Joacă scurt aici cu Mihail. Mihailă pentru Ghiță. Se întoarce cu fața Ghiță. Reușesc să respingă cei de la United și degajarea lui de Hea. Recuperăm foarte sus. Mambimbi pentru Ricky. Blocat acolo Ricky. Recuperează Mambimbi mingea. Sefer pentru Mihailă. Mihailă. Aici examen aici. Citește din nou ce urmează. Rashford, Suchek. Întoarce Suchek la Varan. Varan pentru Xaver. Greșește Xaver aici. Recuperează Albu. Nu. No. Dar Albu din nou
recuperează în ultimele 5 minute pe Teatrul Wiesel. Din nou pasă îngreșită, recuperează Rashford. Pasă în adâncime aici pentru Rashford. Rashford în fața porții, recuperează Drăgușin. River, Balde aici în stânga. Pleacă acolo Ricky. Nu e offside, Ricky intră în centru. Ricky în adâncime aici pentru Mambimbi. Mambimbi! Am văzut o poartă. Așa ceva. Ce ocazie am putut să arătăm. Intră Müller la 8 lui Schlager. Trippier. Varane. Müller. Și s-a terminat. Păcat, păcat că n-am dat lovitura. Totuși e un rezultat bun. 1-1 pe Old Trafford în fața unei astfel de formații. În fața lui Haaland. E o performanță bună. E o performanță bună până la urmă. Rezultatul este clar nemulțumitor, mai ales că am avut ocazii mari, am lovit și bara odată, însă și Manchester a avut ocazii, așadar n-avem de ce să ne plângem. E un rezultat bun pentru returul din Giulești, clar în Giulești va fi cu totul și cu totul altceva. Suntem pe prima poziție deja în Liga 1, însă avem nevoie de o victorie cu CFR pentru a ne distanța la 5 puncte de locul 3 și la 3 puncte de CFR Cluj. Revin din nou rezervele la echipă. Tremur, dar asta e. Avem ce să facem până la urmă. Asta e fotbalul. Nu marchezi atunci când ai ocazia. Era de așteptat ca Man United să ne surprindă. Dar până la urmă ne-a surprins pe un contraatac. Ce pasă la Bruno pentru Haaland și n-am avut nicio șansă să-l mai prindem din urmă. Haideți să ne concentrăm la meciul ăsta acum, e clar, va fi cu totul altceva acest meci. Ce rezultat mare era să obțină. O intrare brută aici la Ilie și acum până la urmă. Pentru mare. Se scrie Manea, dar se citește Manea, dar se citește Manea. Asta nu știu bine. Dar așa, blocat acolo de Sestor Costache. Duce mingea dreapta aici la Boateng. Debeliu, greșește Debeliu. Atent, e acolo Justin. Bogarde însă pasează greșit. Recuperă Ghino. Se desprinde din nou Rare și acolo pasă pentru Ture în bandă. Ture. Ce șut slava lui Arvoic. Vine mingea perfect pe volei, o să șutul este pe lângă. Putem lua prin planul în Liga 1 astăzi. Nu acolo. Ameti. Justin din nou, Metinio. Caramoco. Din prima Caramoco greșit, însă Itu bine devit aici pentru Develiu că Costache pentru Kiss depășește acolo Kiss, intră centru Costache, respinge Gindru perfect. Gindru pe bolul în azul. Ce pressing face CFR. Nu avem soluție aici, nebun. N-am soluție și ce zic? Ați dați voi gol cu poartă mare. Sunt penibil. Câteodată fac niște gafe. Ce pressing face CFR-ul? Jurează faptul că ai mei nu vin la pas bine și eu puteam să cer să vină jucătorul la pas, n-am făcut. Albu, ieșim bine de data asta, Caramoco pentru Ture, bună preluare a lui Ture! Când aș face greșelile alea în defensivă, cât de sus aș fi, nu se știe niciodată. Boateng.
face aici pentru Lories. Lories, cerează Lories aici. Rodriguez, are privești pe Rodriguez acolo, pasă în adâcime, recuperă bazonul pentru Pirola. Se descurcă bine Pirola aici și scoate un adversar din joc, pasă bună pentru Rashad, Rashad pentru Albu. Albu a blocat acolo, însă rămâne mingea la noi, Rashad. Bine, îl vede Rashad aici pe Caraboco și este 2 la 1. Șut slăbuț, însă intră. Intră. Bun, aici Rashad îl așteaptă pe Caramoco, pleacă Caramoco în spate, vine pasa la timp și portarul CFR-ului vis destul de ușor. Da, nu mai portarul nostru ia gol foarte ușor la scurt și adversarii. Pare că asta este o slăbiciune în acest moment, o achis, se descurcă bine aici. Reușim să-l blocăm și e corner. E acolo. Da, respingem prin Ture. Se recuperează Rodriguez. Sestor din nou Rodriguez. Kiss. Se întoarce cu fața aici. Acest șut al lui Rodriguez. Asta e ce peste. Guarde. Bogan aici, Metinio, Justin din prima, greșit, Itu, Kiss vine aici, o, cred de ușor, mereu pauză, ce fără, mă gândează, doamne. Aici din linia a doua pasă din prima în fața porții și de Galiu face 2-2. Cât de ușor am fost aici scoși. M-am repezit ca fraier. Albu, Rareș. Rareș și bine blocat aici de Oamea și se termină de la repriz. De pauză, sub semnul echilibrului, această partidă, da, a contraatacat foarte, foarte bine CFR-ul. La primul gol le-am făcut noi cadou acel gol, cu siguranță, însă golul 2 e unul foarte frumos. Întoarce aici, Kiss la Costache, Ștefan. Costache din nou pentru Itu, Rodriguez duce mingea în dreapta la Boateng. Nu reușim acolo să decașăm acea minge. Mane. În centru pentru Itu. Itu, Rodriguez scoate aici Rodriguez acea minge și greșim din nou. Justin ce? Rămâne mingea la ei. Bună pasă asta pentru Rareș. Albu pasează să la adversar. Recuperează Albu aici. Albu pentru Rashad, Rashad, vine Sestor, excelent. Itu pasează aici pentru Boateng, Rodriguez, mai departe pentru Itu, Costache. Sestor, perfect. Costache. De ce Costache acolo? Kiss. Ia să ne afară termină aici. Noi nu avem voie să pierdem acest meci. Înduci, întorci, după, că te întorci, iar adversarul. Continuă, găsește bine aici pe Justin. Dacă aici Rashad, Rashad blocat acolo, însă rămâne la vince, pasează însă aiurea. Rămâne mingea la cel de la CFR aici. Costache, întoarce pentru Kiss, din nou Costache, Kiss.
Itu. Ce mingea dreapta la Manea. Tahiri, Boateng, centrare pe bara a doua. Spingem de acolo. Caramucu pentru Rashad. Vine aici Albu, bine. Pasă în adâncime pentru Urare. Spate de îndrăgat de data asta. Mai devreme, mai devreme am șutat mult mai prost decât am șutat acum. Și a intrat. Ah, te bă, depășit acolo jucătorul nostru. Ajează Ștefan aici. Bogarde pasează greșit, Bogarde aici. Am vrut să întorc mingea la fundaș. Carnat. Întoarce cu fața, Itu. Kiss. Ștefan, arică aici în bandă, Ștefan, centrare de bara a doua, debilu, 4-2 și s-a încheiat. Câștigă CFR-ul prima finală, pentru prima poziție și are prima șansă acolo. Frumos, Sestor, perfect. Tahiri, Debeliuk și în primă până la urmă. Așa, este un dat pentru Rares. Cât de important a fost ratarea lui Rares. Dai gol acolo și altul este rezultatul. Centru, asta. La urmă, cred că contează foarte mult și meciul și rezultatul acestui meci. Și că ce vreau la două goluri, așa dar va trebui noi trebuie să câștigăm la minim două goluri. Se complică situația în Liga 1, după ce venise la egalitate de puncte cu CFR Cluj, se desprinde din nou CFR-ul la 3 puncte de noi. E clar, mi-a rămas gândul la acel meci cu Man United și a fost prea mare dezamăgirea să mă mai concentrez la acest meci. Se peribil, nu caut scuze aici. N-a nicio treabă ceea ce s-a întâmplat la meciul ăsta cu ce s-a întâmplat la meciul cu Manchester. A avut 2-1, a avut meci în mână, am pierdut până 1-4-2. Da, asta e, dăm înainte, mai e de jucat în Liga 1, avem timp să întoarcem. Data viitoare vom avea finala cupei. Am jucat primul meci și nu e semifinală cu FCSB, semifinala Cupei României. Vom juca returul cu Man United în Giulești. Jucăm cu Chindia în Liga 1 și semifinala Cupei cu FCSB. 3-1 la Faru ne-am impus, doar 1-1 cu Man United. Pe teatrul viselor am avut șansa să dăm 2-0, n-am făcut-o și s-a terminat 1-1. Și în ultimul meci 4-2 s-a impus CFR-ul și are prima șansă la calificare, la titlu în acest moment. La fel cum are și Man United prima șansă, cred eu, la calificarea în semifinalul Champions League. Din păcate, suferim destul de mult și vom avea pe un final de sezon foarte, foarte greu. Cam atât pentru astăzi. Încheiem aici acest episod, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până la viitoare. V-am bucurat!